Bună ziua, stimați colegi, mă bucur și vă mulțumesc pentru faptul că ați venit să avem acest schimb de informații și păreri. După cum știți, în aceste zile Republica Moldova trece printr-o etapă istorică pentru țara noastră, pentru modernizarea noastră, pentru consolidarea noastră ca stat democratic, funcțional, prosper, european. Și aceste file de istorie se scriu în virtutea faptului că Republica Moldova a devenit candidat la pentru aderarea la Uniunea Europeană și Republicii Moldova i s-a oferit perspectiva clară de aderare la Uniunea Europeană. Dacă în toți acești ani și chiar decenii, putem spune, Uniunea Europeană privea și aborda relația cu Moldova prin perspectiva vecinătății, a politicii de vecinătate, în aceste zile Republica Moldova este văzută de către Uniunea Europeană nu din perspectiva unui actual sau viitor vecin, dar din perspectiva unui viitor membru al Uniunii Europene. Și acest proiect de transformare Republicii Moldova într-un stat membru al Uniunii Europene, cu instituții funcționale, economie funcțională, democrație mai funcțională, este un proiect comun al nostru și al fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Și în aceste zile ne bucurăm foarte mult de această realizare, dar evident, orice acțiuni de ordin istoric presupun foarte multe acțiuni de ordin practic. Și nu ne-am oprit pentru nicio oră în demersul nostru de apropierea Republicii Moldova de spațiul european prin implementarea și elaborarea unor măsuri practice care apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană. În aceste zile, dacă îmi permiteți să vă explic un pic, lucrăm asupra unui document, unui plan de acțiuni intern al nostru prin care elaborăm și detaliem acele măsuri exacte care ne vor ajuta să îndeplinim recomandările Comisiei Europene. În urma unei evaluări a acestor măsuri, se va decide dacă Republica Moldova poate începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Acest lucru se va face la o etapă ulterioară. Astăzi, în aceste zile și săptămâni, lucrăm împreună cu instituțiile de stat pe elaborarea acestui plan. După aceea vom discuta cu Uniunea Europeană acest plan ca să ne asigurăm că aceste priorități sunt în egală măsură împărtășite și de Comisia Europeană și de noi, astfel încât să putem continua lucrul împreună pentru îndeplinirea acestor recomandări ai Uniunii Europene. Toate aceste eforturi nu vor fi ușoare, nu vor fi simple, vom avea foarte mult de lucru. Evident, știți bine că și contextul regional rămâne unul foarte complicat. Și de aceea vreau să avem așteptări realiste, facem progrese, dar în același timp situația regională cauzată de agresiunea Federației Rusiei contra Ucrainei rămâne foarte complicată, inclusiv prin prisma impactului negativ asupra economiei țării noastre, asupra prețurilor la energie în plan european și plan global. În contextul acestor pregătiri a următoarei etape prin care Republica Moldova din vecin se transformă în viitor stat membru al Uniunii Europene, am avut și o scurtă vizită la Bruxelles în această săptămână, unde am avut câteva discuții, în primul rând cu doamna președinte a Parlamentului European, Roberta Metsola, care Parlamentul European ne-a sprijinit foarte, foarte mult în ultimele săptămâni pentru a fortifica acest suflu politic și acel sprijin politic oferit Republicii Moldova. Ei cu regularitate au sprijinit aspirațiile europene ai țării noastre și în aceste ultimele săptămâni, într-adevăr, au făcut un lucru foarte important de mobilizare a sprijinului pentru Republica Moldova, atât la Bruxelles, Strasburg, cât și în statele membre ai Uniunii Europene. Am avut și o discuție foarte practică cu directorul general adjunct al Direcției Generale pentru Vecinătate și Negocieri de Aderare, Catarina Maternova, care este una din persoanele cheie în gestionarea acestui proces de extindere al Uniunii Europene către statele din Balcanii de Vest și
în cazul dat Republica Moldova, Ucraina și Georgia, unde am discutat împreună și am convenit asupra următorilor pași. În agenda noastră de aderare la Uniunea Europeană, la Bruxelles am avut și o întrevedere cu doamna președinte a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Odile Renaud-Basso, care, după cum știți bine, Berdu joacă un rol foarte important pentru fortificarea capacităților noastre de asigurare a securității energetice, deci am discutat și acest lucru. Aici voi încheia remarcile mele, dar deja vreau să vă spun că lucrul de implementare a recomandărilor Comisiei Europene a demarat. Ședința Guvernului de astăzi este o dovadă în acest sens. Avem foarte mult de lucru, în special pe tot ce ține de reforma justiției, este o așteptare a societății noastre în primul rând, dar evident succesul din acest domeniu va fi absolut crucial pentru viitorul nostru. Lucrul deja, după cum se spuneam, a demarat astăzi la ședința de guvern, am adoptat mai multe hotărâri de guvern și domnul Litvinenko va explica mai în detalii pașii concreți pe care îi facem pentru a îmbunătăți sistemul de justiție din țara noastră și prin acest progres ne vom apropia de statutul de membru al Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule ministru. Bună ziua, vă spun și eu. Într-adevăr, astăzi la guvern au fost adoptate câteva proiecte de acte legislative importante, dincolo de faptul că ele cumva derivă din acei pași care a stabilit Comisia Europeană în propunerea înaintată către Consiliul European. Aceste proiecte vin să îmbunătățească situația din domeniul justiției și implicit îmbunătățirea modului de sau posibilităților de recuperare a bunurilor infracționale. Deci vorbesc în primul rând de proiectul prin care se propune modificarea legii cu privire la ARBI, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Sunt câteva modificări semnificative la această lege, care din nou vin să îmbunătățească situația respectivă. În primul rând, conform proiectului de lege, va exista posibilitatea valorificării, adică vânzării automobililor, autovehiculilor care sunt sechestrate, chiar dacă la momentul de față aceste bunuri se diminuează, chiar dacă legea până la această modificare spune că este posibilă valorificarea, adică vânzarea doar a bunurilor care prețul cărora se diminuează cu mai puțin de 10%. Deci în cazul automobilelor, prin proiectul respectiv se propune ca ele să poată fi vândute printr-o procedură stabilită în acest proiect de lege, prin decizia evident a ARBI-ului cu respectarea garanțiilor persoanelor. De asemenea, o altă modificare esențială în procedura de recuperare a bunurilor infracțională și modul de organizare și funcționare a acestei agenții este că ARBI va putea emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 de zile lucrătoare în baza solicitărilor înscrise a autorităților competente străine sau în cadrul delegaților parvenite de la organul de urmărire penală, limitarea temporară a dreptului persoanei de a dispune de active și bunuri are ca scop interzicerea posibilității ca persoanele să reușească să transfere pe numele altor persoane sau să înstrăineze aceste bunuri până la aplicarea sechestrului. Se știe bine, când era digitală, transferul, lichidarea, înstrăinarea bunului poate fi făcut foarte rapid printr-un simplu click în sistemul informațional, pe când procedura de aplicare a sechestrului durează de la 1 la 3 zile și respectiv acest proiect vine să ofere instrumente suplimentare ARBI-ului pentru a se implica în acest proces. De asemenea, prin proiect se propune reglementarea cadrului de cooperare internațională ARBI-ului, de exemplu, colaborarea dintre inspectorii de integritate, autorități naționale de integritate și ARBI în procesul de constatare a averii nejustificate, respectiv ARBI-ul obține dreptul să acorde suportul necesar ANI la identificarea bunurilor
mobile sau imobile aflate pe teritoriul altor state în procesul de constatare a averii nejustificate. Deci asta este vorba de primul proiect, proiectul de lege pentru modificarea legii de RB. Un alt proiect important pentru sistemul de justiție, care la fel derivă din, acei pași pe care a stabilit Comisia Europeană, se referă la Institutul Național al Justiției, o instituție care urmează să joace un rol fundamental în procesul de curățare a sistemului. Deci sunt introduse câteva modificări, dintre care cea mai importantă este aceea conform căreia se instituie obligativitatea candidaților la concursul de admitere la INJ să depună declarația de avere și interese personale, practic în aceleași condiții ca și funcționarii sau demnitarii publici, judecătorii și procurorii. Prin asta se dorește asigurarea transparenței averilor viitorilor judecători și procurori, chiar începând de la formarea profesională a acestora. Al treilea proiect de lege, care de asemenea se înscrie cumva în acei pași stabiliți de Comisia Europeană, se referă la îmbunătățirea funcționalității instituției avocatului poporului, ombudsmanului, se extind competențele mandatului avocatului poporului, astfel acesta va examina nu doar cererile depuse de persoanele fizice, dar și cele depuse de persoanele juridice, inclusiv organizațiile non-guvernamentale care militează pentru protecția drepturilor omului. Plus la aceasta, instituția ombudsmanului obține drepturi foarte concrete cu privire la prezentarea unor opinii juridice la Curtea Constituțională în examinarea cauzelor care țin de încălcarea drepturilor omului, și de asemenea se stabilesc criterii mai clare de admisibilitate a cererilor care se depun la instituția avocatului poporului. Acest proiect de lege derivă din un aviz al Comisiei de la Veneția, care a fost formulat încă în 2015, ori între pașii menționați de Comisie este indicat expres necesitatea ajustării, aducerii în acord a legislației Republicii Moldova cu avizele Comisiei de la Veneția. De asemenea, Guvernul a mai aprobat un proiect de hotărâre de Parlament cu privire la codul deontologic al angajatului Centrului Național Anticorupție, în care se propun un ansamblu de norme de deontologie profesională și disciplină a activității angajaților Centrului Național Anticorupție, scopul acestui proiect fiind de a spori responsabilitatea profesională a angajaților Centrului Național Anticorupție. În linii mari, acestea sunt proiectele adoptate, sau cele mai importante elemente ale proiectelor promovate de Ministerul Justiției astăzi la ședința Guvernului. Dacă aveți întrebări, suntem la dispoziție și eu și domnul viceprim-ministru. Mulțumesc! Oxana Bodner, Publica TV. Domnule Litvinenko, am precizare în primul rând la proiectul care prevede această posibilitate de a vinde anticipate mijloace de transport sechestrate. Care va fi procedura în cazul în care totuși se va demonstra că nu este vinovată și să nu vină cu probe care au stat la baza acestui sechestru oamenii legii? Care va fi procedura de recuperare acestui? Probabil vă referiți în situația în care într-un final se constată că persoana nu este vinovată de săvârșirea infracțiunii, restituirea banilor pentru care aceste bunuri au fost vândute la momentul respectiv. Vă dați seama, dacă avem un automobil care costă, admitem, nu știu, 20.000 de euro în anul 2021, persoana este condamnată sau este condamnată, admitem, în 2025, da? Pentru că sunt posibile și astfel de termene. Evident că în 2025 un bun care în 2021 costă 20.000 de euro, în 2025 nu are cum să coste 20.000 de euro. Respectiv, persoana în situația în care va fi
va fi absolvită de răspundere, va beneficia de acești 20.000 de euro pe care statul i-a obținut urmarea valorificării sau a vânzării mașinii care în 2021 costă 20.000 de euro. Vă dați seama că în 2025 ea va costa cu mult mai puțin decât 20.000 de euro, nu știu, 5.000 de euro. Și nu încalcă asta cumva dreptul la proprietate în cazul în care totuși... Sunt instrumente utilizate în aproape toate statele din comunitatea europeană, nu încalcă, pentru că pe de o parte există garanții la momentul când se iau astfel de decizii, da? Și pe de altă parte persoana până la urmă obține înapoi, dacă cumva se constată nevinovăția, obține valoarea bunului care a fost valorificat la momentul respectiv. Sunt estimări cam câte unități de transport sunt acum sechestrate și cam care suma ar fi aceasta pentru... Sunt multe unități de transport sechestrate, dar nu vă pot da o cifră exactă. Vreau să vă întreb și despre întrebările CEDOM în dosarul lui Stoianoglu. În primul rând, cum calificați că au parvenit aceste întrebări către guvern? Cum vor fi aceste răspunsuri de la Ministerul Justiției? Și dacă nu credeți, cum spun avocații, că asta deja sunt semne că am putea fi condamnați la CEDO, dumneavoastră fiind membru CSP? Mulțumesc pentru întrebare. Deci, în primul rând, ce s-a întâmplat ieri au fost comentariile avocaților. Respectăm dreptul tuturor persoanelor de a-și adopta o strategie de apărare, inclusiv prin comunicarea publică. Pur și simplu, eu am văzut foarte multe ori, am văzut unele manipulări în mass media, conform cărora ceea ce au spus avocații s-a dat ca și cum asta era reflectat în scrisoarea Curții Europene a Drepturilor Omului, ceea ce nu este așa. Deci, da, deci dacă se dorește a fi expusă opinia Curții Europene a Drepturilor Omului, deci se citează din opinii, dacă se dorește să se fac referire la opinia avocaților, ceea ce nu văd absolut nicio problemă, să fie menționat expres că este vorba de opinia avocaților. Acum, pe fondul problemei, cererile respective au fost comunicate guvernului pe data de 30 mai anul curent. În ziua respectivă, noi am dat un comunicat de presă în care am spus că până la finele lunii septembrie 2021, guvernul va formula punctual răspuns la toate întrebările care au parvenit la guvern. Ceea ce s-a întâmplat ieri au fost doar opinia avocaților cu privire la întrebările care au fost formulate de CEDO, făcute publice pe data de 20 iunie. Deci ieri nu s-au schimbat datele problemei. Exact suntem în situația zilei de 30 mai, când a parvenit, când guvernului a fost comunicate aceste cereri. Întrucât au fost făcute publice opiniile avocaților, vrem să știm opinia Ministerului Justiției. Deci, opinia Ministerului Justiției cu privire la toate întrebările formulate de curte vor fi expuse până pe data de 30 septembrie, anul curent. La moment suntem în procesul de colectare a informațiilor de la instituțiile corespunzătoare și în momentul în care vom recepționa aceste informații, vom formula opinia și vom adresa către instanța europeană de contencios a drepturilor omului. Ăsta este răspunsul care l-am formulat și atunci când guvernul a fost notificat despre comunicarea respectivă. Dar este un motiv de îngrijorare sau un semn că dacă au fost transmise și formulate anume în așa fel aceste întrebări din partea CEDO, că ceva totuși nu era respectat în această procedură? Deci, este o procedură normală că cererile care sunt depuse la CEDO se trimit către Guvernul Republicii Moldova. Se întâmplă aproape în toate cazurile. Aproape, nu în toate, da? Bine,
Bine, știți, la noi se formulează uneori cereri de către persoane care, de exemplu, nu au o pregătire juridică, da? Și atunci aceste cereri pur și simplu se restituie către persoane. Da? Dar, de obicei, guvernul, noi avem sute mii de solicitări de la CEDO, în special cu privire la pretinsii încălcări a drepturilor omului din perioada regimului Plahotniuc, la care direcția agent guvernamental lucrează, interpelează toate instituțiile, deci sunt mii de cereri care, la care guvernul urmează să dea răspunsuri. Atât. Și la domnul Popescu am întrebare despre această foaie de parcurs sau plan de acțiune în conformitate cu recomandările Comisiei Europene. Ne spuneți, vă rog, care termen este pentru aceasta, în cât termen se propune și care astăzi au fost prezentate câteva proiecte care au fost aprobate. Foarte concret, puteți să ne spuneți ce proiecte se mai așteaptă să fie aprobate de guvern și parlament de la noi? Deci, după cum spuneam, Comisia Europeană a venit cu un set de recomandări pentru Republica Moldova. În raportul Comisiei Europene scrie că instituțiile europene vor evalua gradul de implementare acestor recomandări către sfârșitul anului curent. Însă, la Consiliul European, reuniunea șefilor de state și guverne ai Uniunii Europene, în care s-a finalizat această procedură de oferire Republicii Moldova a statutului de candidat, acest termen de evaluare la sfârșitul 2022 nu este reiterat explicit. În această declarație a Consiliului European scrie că Republica Moldova va fi evaluată în același tempou și ritm cu alte state candidate la aderare. Și iată, în aceste zile și noi încercăm să convenim împreună cu Comisia Europeană ca să înțelegem mai clar când va fi evaluată Republica Moldova. În baza, iată, acestei solicitări și recomandări ai Consiliului, decizii, practic, a Consiliului European. De aceea, deocamdată, vă spun sincer, urmează să stabilim împreună cu partenerii noștri la ce etapă va avea loc acest raport de evaluare a Republicii Moldova, ori această dată depinde de instituțiile europene. Între timp, noi, după cum spuneam, nu pierdem niciun minut, elaborăm această grilă în care un tabel în care luăm foarte clar recomandarea Comisiei Europene, alături punem instituția responsabilă cu data limită pentru implementarea acestor măsuri. Măsurile concrete vor fi 10 de măsuri. Noi acum le filtrăm, le ajustăm, le discutăm și atunci când vom avea o claritate pe toate aceste măsuri, neapărat vă vom comunica mai mult. Aceste măsuri presupun schimbări de legislație, dar și acțiuni concrete care vor fi întreprinse de toate. Acum, speranța, din câte înțeleg eu, Comisia Europeană, de cel puțin intenția noastră este să elaborăm acest document pe intern în următoarele aproximativ 2 săptămâni. Ulterior vom avea o videoconferință cu Comisia Europeană în care vom discuta cu Comisia Europeană acest document. Comisia Europeană ne va oferi anumite comentarii, sugestii pe baza acestui document, deci aici probabil vorbim de a doua jumătate a lunii iulie. În dependență de numărul sugestiilor Comisiei Europene, deja vom avea un document final către sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, dar din nou, iată, toate aceste măsuri și cadența acestui dialog cu Comisia Europeană depinde nu doar de noi, depinde în mare parte și de Comisia Europeană, dar pe partea noastră noi avansăm cu viteză maximă și acțiunile, ședințele, discuțiile, schimbul de documente deja se derulează într-un regim foarte alert. Dar nu puteți să ne dați câteva exemple de proiecte sau de ceva reformă care ne așteaptă? În ce domeniu care mai așa importantă? Păi, dumneavoastră, aceste reforme sunt publice în raportul Comisiei Europene, publicat acum aproape 2 săptămâni. Comisia Europeană are 9 seturi de recomandări legate de reforma
și fortificarea capacităților administrative de implementarea obligațiilor noastre față de Uniunea Europeană. Din aceste 9 recomandări, 4 țin de domeniul justiției. O recomandare ține de lupta cu crima organizată, combaterea spălării banilor. Am menționat reforma administrativă și fortificarea capacităților administrative. Deci este vorba de sistemul de finanțare, public finance management, deci de gestionare a banilor publici, deci predominant Ministerul Finanțelor va fi. Deci aici vorbim. În raportul propriu zis al Comisiei Europene mai sunt menționate și alte măsuri, bunăoară, anumite progrese pe îmbunătățirea competiției și legea competiției și aplicarea legii competiției în Republica Moldova. Sunt măsuri legate de necesitatea de a îmbunătăți guvernarea întreprinderilor de stat. Deci sunt mai multe măsuri, ele toate sunt menționate în raportul Comisiei Europene. Planul nostru intern de acțiuni, după cum spuneam, se face în baza raportului Comisiei Europene și aceste 10 de măsuri pe care le vom întreprinde sunt deja în limba engleză, dar noi traducem acest document și vor fi accesibile și în limba română în curând. Natalia Chicu, TVR Moldova. Domnul Popescu, în spațiu public au fost făcute declarații că statutul de țară candidat de aderare la Uniunea Europeană presupune și alinierea la sancțiuni împotriva Rusiei. Ce ne puteți spune la acest subiect? Deci, nu știu la ce vă referiți dumneavoastră. Noi citim documentele publice ai Uniunii Europene, raportul Comisiei Comisiei Europene pe gradul de pregătire a Republicii Moldova pentru a deveni statut de candidat, decizia Consiliului European din 23 iunie, care recomandă oferirea statutului de candidat Republicii Moldova. Aceste lucruri sunt publice, aceste lucruri sunt clare și cei la ce vă referiți dumneavoastră sunt speculații publice care nu sunt confirmate de poziția oficială și invitația și rugămintea mea către toți este să citească documentele, recomandările, luările de poziții publice ai Uniunii Europene pe marginea acestui subiect. Toate așteptările față de Republica Moldova sunt enumerate în aceste documente. Și rugămintea este să nu inventăm și să nu atribuim Uniunii Europene luări de poziții pe care Uniunea Europeană nu le-a formulat. În același timp, dumneavoastră știți foarte bine că în Republica Moldova se aplică o bună parte din măsurile restrictive impuse de comunitatea internațională Federației Rusie pentru agresiunea contra Ucrainei. Deci asta este situația la zi. Lucrurile, după cum spuneam, sunt foarte clare în relația noastră cu Uniunea Europeană și în statutul nostru de candidat la aderare. Domnul Litvinenko, vrem să vă întrebăm când urmează să-și preia mandatul noul șef al Procuraturii Anticorupție, doamna Drăgălin? Din comunicarea publică a Procuraturii Generale am înțeles că intrarea în exercițiu funcției urmează să aibă loc pe data din 1 august. Atunci așteptăm la Chișinău. Și o altă întrebare, pe 11 iulie este așteptată la Chișinău doamna Cotruță. Dacă puteți să ne dați detalii, mai multe detalii despre această vizită, dacă tot vorbim despre reforma justiției, dacă va veni cu, nu știu, cu un suport, cu niște recomandări? Bine, detalii nu cred că pot să comunic foarte multe. Cert este că doamna Chioveși vine și are planificate o serie de întâlniri cu persoane care au atribuții, competențe în domeniul justiției, inclusiv la nivelul procuraturii, inclusiv, dacă nu greșesc, se intenționează semnarea unui acord de parteneriat de colaborare. Mihaela Tabarcea, ProTV. Domnule Popescu, NATO a decis să ofere mai mult sprijin pentru Republica Moldova astăzi la summit. Dacă ați putea să ne oferiți mai multe detalii pentru acest. Deci, la această etapă nu avem careva detalii. Am văzut declarația NATO care vorbește de potențial sprijin oferit unor state partenere, inclusiv Republicii Moldova. Este o declarație adoptată de NATO. Detalii la această etapă nu avem.
Ulterior vom ști mai multe detalii, dar aici vreau să reiterez faptul că Republica Moldova întotdeauna a avut o cooperare foarte bună cu Alianța Nord-Atlantică. Această cooperare a fost întotdeauna foarte transparentă. Absolut toți parametrii cooperării noastre cu NATO sunt accesibili online și planul individual de parteneriat cu NATO. Aceste lucruri sunt cunoscute, această cooperare se face în spiritul respectului neutralității constituționale a Republicii Moldova și aici, desigur, așteptăm și noi să vedem care sunt detalii, dar toate aceste măsuri sunt transparente și îndeplină respect față de dreptul nostru suveran, pe de o parte de a continua să acționăm în parametrii Constituției noastre, pe de altă parte de a dezvolta relațiile noastre cu state partenere, cu organizații partenere care ne ajută să fortificăm capacitatea Republicii Moldova de a rezista într-un mediu internațional foarte problematic. Și privind parcursul european, următoarea etapă ar fi începerea negocierilor sau aprobarea unei decizii de a începe negocierile. Când credeți că va fi aprobată o astfel de decizie? Deci următoarea etapă este să convenim împreună cu Comisia Europeană care sunt măsurile exacte pe care le vom întreprinde pentru a îndeplini recomandările Comisiei Europene. După aceea va urma evaluarea Comisiei Europene a modului și gradului de implementare a acestor recomandări. Deci la această etapă nu este cazul să anticipăm sau să speculăm. Ceea ce este important este să demarăm lucru cât mai curând împreună cu Comisia Europeană, astfel încât aceste recomandări să fie implementate cât mai repede și mai bine. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim!